Salut și bine ai revenit pe canalul meu de YouTube! Astăzi vreau să facem împreună un peisaj de iarnă, iar pentru acest peisaj vom picta direct pe ce aveți voi acasă. Folosiți culorile pe care le aveți acasă. Cel mai important este să ne distrăm împreună, să facem un tablou care arată bine, dar este și relaxant să-l pictăm împreună, da? Deci, haideți să începem! Unica pensulă de care vreau să menționez este una de genul acesta, dacă aveți acasă. Dacă nu, nu e problemă, folosiți ce aveți. Și câteva alte pensule de diferite mărimi, iarăși nu contează, important este să vă relaxați în timpul acestui proces, da? Și să vă placă ceea ce faceți. Și o să vedeți cât de simplu este, de fapt, să realizați o pictură care arată foarte bine, dar este, de fapt, foarte simplu să o faceți. Deci, să trecem la pictură. Eu am pus aici un albastru mai închis și alb și voi amesteca până când o să primesc nuanța de care am nevoie. Aș vrea să fac jumătate din tablou cu un albastru mai închis și o jumătate cu un albastru mai deschis, da? Deci putem să manevrăm aici nuanța de care avem nevoie. Voi faceți cum doriți voi, atâta timp cât avem două nuanțe distincte. Nu contează prea mult, da? Așa. Sper că vă pregătiți de sărbători și că veți avea sărbători frumoase împreună cu cine doriți să le petreceți. Și aceasta este o idee foarte bună de un cadou făcut de mânuțele voastre. Și este foarte, foarte simplu. Foarte, foarte simplu. Am câteodată reacții de genul, nu știu, se uită cineva la un tablou și se gândește, oh, e atât de greu să facem, sau nu, eu nu pot, nu-mi iese, nu se pot, nu se fac. Da, puteți. Credeți-mă că puteți. Oricine are darul de a desena, de a picta, atâta timp cât urmați câțiva pași simpli, totul este posibil. Și o să vedeți cu tabloul acesta cât de ușor este, cât de posibil este să faceți și voi ceva foarte similar. Dar trebuie să țineți minte și faptul că nu este neapărat să fie exact la fel. Este tabloul fiecăruia, fiecare face un tablou după placul său, da? Și cel mai important este să ne relaxăm atât timp cât facem acest tablou. Deci, vedeți că eu nu m-am focusat prea mult să fac totul să fie, nu știu, consistent. Am ales o nuanță mai deschisă pe jumătatea de jos, o nuanță mai închisă sus. Nu contează, nu trebuie să fie foarte omogen, nu trebuie să fie foarte consistent. Asta este. Asta este primul strat. Eu acum voi pune pauză la video pentru a usca cu uscătorul de păr acest tablou. Ce aici puteți face dacă aveți un canvas este să pictați și marginile pentru că arată mai bine, da? Eu acum nu o să mă concentrez mult pe acest detaliu, dar pot să vă zic doar așa ca idee, da? Deci, pentru că eu folosesc vopsea acril, acrilică. trebuie să usuc primul strat, voi folosi uscătorul de păr. Depinde cu ce pictați acasă, dar ar putea să fie o idee ca să uscați, da? Și după aceea revenim la stratul următor. Bun, primul strat este uscat, acum aleg o pensulă puțin mai subțire pentru a desena câțiva, de fapt a picta, câțiva copaci, câțiva brăduți. Mă gândesc, de fapt, o să folosesc două pensule diferite. Vedem, folosiți ce aveți acasă, dar eu aș pune negru. Puteți puneți un maro închis. Dar voi face foarte, foarte simplu, niște produse foarte simple.
desenăm baza, pictăm baza, este ca un fel de desen, dar de fapt o pictăm. Nu contează, nu trebuie să fie drept, nu trebuie să vă stresați prea mult să fie perfect, pentru că nimic nu este perfect. Așa. Putem să începem de jos, putem să începem de sus. Deci vedeți cât de simplu, fac doar câteva linii care cresc în lungime. Iarăși nu trebuie să fie perfect. Aici voi face un brad mai lung. Voi reveni cu câteva detalii. Nu poate să fie mai sus, mai jos, mai... Nu contează. Este super, super simplu. Așa. Bun. Cred că o să mai fac un brăduț micuț și atât. Luați cât timp aveți nevoie, nu trebuie să fie atât de repede. Eu încerc să o fac repede ca să vă arăt cât mai repede, da? Să nu vă plictisiți. Aici putem să mai venim cu niște detalii așa în plus. Pentru că vom adăuga zăpadă deasupra, nu contează tare mult. Să ne focusăm la detalii acum, da? Astea sunt așa un fel de efecte de a arăta că este un brăduț. Deci, vedeți, acum nu prea arată extraordinar, dar nu este aceasta. Nu este focusul, nu este focusul. Eu uneori folosesc cuvinte directe din traducere din engleză. Nu trebuie să ne concentrăm neapărat pe detalii acum, pentru că vom pune multă zăpadă deasupra, deci nu prea o să conteze. Ce facem noi acum este doar o idee de prata, deci nu ne concentrăm foarte mult pe asta. Bun. Așa, eu voi pune pauză iarăși ca să usuc iarăși cu uscătorul de păr. Bun, acum partea mea preferată atunci când adaug zăpadă, zăpadă. Mie îmi place foarte mult zăpada, sper că și vouă. Aici intervine pensula de care vă ziceam, cu formă de evantai, dar dacă nu aveți, este în regulă, o să vă arăt cum puteți să faceți și cu pensula simplă, da? De ce îmi place mie pensula asta? Pentru că putem să facem așa niște efecte de copac, de crengi. Ne jucăm așa puțin cu pensula. Și pentru că are forma puțin rotunjită, chiar pare, nu știu, chiar pare că sunt crenguțe, da? Așa, haideți să încercăm. Puteți să vă mai arăt încă un trick, vreau să zic trick, dar nu-mi vine în român acum. Puteți folosi o periuță de dinți. Ia uitați-vă. Este puțin diferit efectul, dar oricum merge, da? Ne jucăm aici puțin cu zăpadă. Sau. Haideți să încercăm cu o pensulă simplă. Aici ne jucăm doar așa cu pensula. Aici ușor și punem zăpada pe crenguțe. Deci vedeți de ce îmi place pensula evantai. Efectele sunt foarte diferite pe fiecare copăcel, dar oricum, fiecare arată bine în felul său, da? Deci, puteți folosi ce aveți voi acasă, nu contează.
Dacă doriți să adăugați globulețe, tot felul de ornamente puteți, pentru că știți, cred că ați văzut și voi diferite picturi în care copacii sunt decorați afară. Bun, avem trei tipuri de copaci, trei tipuri de efecte de zăpadă. Acum aș adăuga, iarăși o pensulă simplă, aș adăuga zăpada de pe pământ. Vedeți că nu o pun pur și simplu așa, o tapez așa puțin. Aici putem să adăugăm chiar cu un pic de albastru, pentru că vrem să punem puțin de umbră, de exemplu, pe zăpadă, da? Dacă o dăm puțin albastru, iarăși, se creează un efect mai fain. Aici am cam acoperit prea mult din copac. Mie îmi place să șterg așa cu degetele. Am și o cârpă, deci dacă vreți să vă pregătiți ceva ca să ștergeți pensulele. Deci am dat puțină structură, i-am dat puțină umbră, mai punem puțin alb. Așa. Bun. Iar acum este partea chiar cea mai favorită din toate. Fulgii de zăpadă. Iarăși folosesc această pensulă, pun foarte multă apă, foarte multă apă, foarte mult alb și foarte multă apă. Puteți folosiți orice pensulă, nu contează. Aveți grijă să protejați toate mesele din jur, scaunele, ce aveți în jur, să fie acoperit, pentru că o să sară multă vopsea, da? Ia uitați-vă. Mie îmi plac și liniile astea așa care iasă. Sau putem să folosim o pensulă normală, pensulă simplă. Iarăși, cel mai important este să folosiți multă apă. Așa. Și jucați-vă cât vreți voi. Cu fulgii de nea. Poate ies, care mai mici, care mai mari, care în linii, dar iese așa ca în natură, nu? Fiecare fulg de nea este diferită în natură. Așa. Ia să vedem. Voilà! Tabloul este foarte simplu, arată mai complicat decât este de fapt. Arată foarte bine pentru un cadou, foarte de iarnă, foarte potrivit pentru sărbători. Eu vă urez sărbători fericite alături de cei dragi. Pictați, exprimați-vă, fiți creativi și scrieți-mi dacă aveți ceva întrebări, da? Să aveți o zi faină, o zi frumoasă și un an nou cât mai bun. Numai bine!